Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, mă bucur să vă salut pe toți, dar în mod deosebit vreau să salut pe preoții din altar și dintre ei, în mod deosebit, pe Monseniorul Ionuț, aici în dreapta mea, însoțit de alți cinci colegi de-ai săi. Mă bucur să fim împreună astăzi la această Sfântă Liturghie cu toții, implorând de la Dumnezeu binecuvântarea Sa și totodată meditând cele pe care le-am ascultat în lecturile duminicii acesteia. De fapt, după tema pe care ne-a propus-o Scriptura în duminica trecută, tema învierii și a vieții veșnice, urmează astăzi o altă temă, de fapt o întrebare: cum va fi la sfârșitul lumii? Cum se va face trecerea din această viață în viața cea veșnică? Și Iisus pornește de la o observație, de la un gând al unora care în templu admirau pietrele frumoase din templu și darurile care erau acolo. Și Iisus are o reacție surprinzătoare, putem spune. Îi asigură că vor veni zile când nu va rămâne piatră peste piatră din templu. Îi asigură de lucruri deosebite, de semne mari care vor veni, de dureri, de boli, de suferințe, de persecuții. Multe se vor aduna la sfârșitul lumii. Dar conclude Iisus, prin statornicia voastră vă veți mântui. Am spus că Iisus surprinde cum pornește, cum ajunge la această constatare, că nu va mai fi piatră peste piatră din templu. Templul era un semn al siguranței, al stabilității pentru popor. Și mulți se puteau opri la această admirație doar, uitând de drumul lor, de capătul acelui drum, care înseamnă mântuirea. De aceea reacționează Iisus în acest fel, pentru că admirația putea să se oprească doar atât, la un gând, ce frumos, ce extraordinar este templul, uitând că fiecare merge mai departe spre punctul final al vieții. Și spune Iisus, nu va rămâne piatră peste piatră. Vorbea despre sfârșitul lumii, dar ne putem gândi și noi, căci și viața noastră, a fiecăruia, este făcută din diferite pietre, să spunem. Și la sfârșitul vieții acesteia nu va rămâne din viața noastră piatră peste piatră. Toate vor trece. Și rămâne în fața noastră cuvântul lui Iisus, care acoperă toate cele care se pot întâmpla în viața noastră, în viața lumii, la sfârșitul nostru și la sfârșitul lumii. Prin statornicia voastră vă veți mântui. Statornicie? La ce? Trebuie să fim statornici în a observa lucrarea lui Dumnezeu în lumea aceasta, în cele bune și în cele rele, în cele care ne mângâie și în cele care ne amenință, în toate, trebuie să fim statornici în a observa că întotdeauna ne însoțește lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să fim atenți la poruncile lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu. Și între acestea primează dragostea față de aproapele.
dragostea față de aproapele. Și este o coincidență fericită că astăzi, această duminică, este Ziua Mondială a Săracilor. Sfântul Părinte Papa Francisc a voit ca toată biserica să se gândească astăzi la oamenii săraci, la cei care au nevoie de un ajutor, de un ajutor anume. Tema scrisorii Sfântului Părinte Papa este aceasta: speranța săracilor nu va pieri în veac. Și explică Sfântul Părinte cine sunt săracii, cei care au încredere totală în Dumnezeu. E adevărat, face referință la familiile celor care au trebuit să părăsească țara și să meargă în alt loc. Vorbește la fel despre tinerii care trebuie să lase locul în care se află și să caute un loc mai bun de muncă în lume, cine știe unde. Vorbește de orfani, vorbește de toți cei care, la urmă, au nevoie de un anumit ajutor. Și ne îndeamnă Sfântul Părinte să nu fim zgârciți în a-i ajuta pe cei săraci. Și mai mult, să înțelegem de fapt ce așteaptă săracii de la noi și să observăm diferite feluri de sărăcie și să ținem minte că mulți din jurul nostru au nevoie în cele spirituale, în cele ale credinței, și viața noastră trebuie să dea ceva, trebuie să împărtășim ceva din credința din noi, din viața noastră. Sfântul Părinte ne spune să nu uităm, să nu uităm că în chipul săracilor îl întâlnim pe Hristos. În chipul săracilor îl întâlnim pe Hristos. Și în scrisoare, Sfântul Părinte amintește de un gigant al carității din timpurile noastre, Jean Vanier, un om care a făcut mult bine în multe țări, în multe situații, a știut să întindă mâna celor din urmă. Și mi-amintesc de un alt exemplu, a fericitului Vladimir Ghica. A fost un om foarte sensibil față de cei săraci. Și când vorbea despre săraci, folosește termeni care ne atrag atenția în mod deosebit. El vorbește despre demnitatea slujirii săracilor. Vorbește despre liturghia săracilor. În ce sens? În același sens al cuvintelor Papei Francisc, că în cei săraci descoperim chipul lui Hristos. Fericitul Vladimir Ghica se exprimă cam în aceste cuvinte: cel care ajută este Hristos, este chipul lui Hristos care ajută, iar cel în suferință, cel ajutat, oferă chipul lui Hristos, descoperă chipul lui Hristos. Aceasta este liturghia săracilor, întâlnirea dintre, ca în Euharistie, întâlnirea din ceea ce vine dintr-o parte, tot sub chipul lui Hristos, și Hristos care este regăsit, care este întâlnit. Suntem chemați la fapte bune față de săraci, la rugăciune pentru ei, la sensibilitate deosebită față de cei săraci. Și în lumea noastră, chiar cea locală, arhidecezei noastre, parohiile știu ce înseamnă această sensibilitate și acest ajutor față de cei săraci. Noi însă să nu uităm și de acest aspect, să ghicim întotdeauna mai bine de ce are nevoie cel de lângă noi. De multe ori
nu spune omul exact de ce are nevoie, se poate și vedea și ghici, însă nevoia de credință de Dumnezeu este marea sărăcie care trebuie ajutată în zilele noastre. Iubiți frați și surori, continuăm Sfânta Liturghie, cerând de la Dumnezeu binecuvântare pentru noi, ca să nu uităm niciodată că speranța săracilor nu piere niciodată prin noi, prin lumea sensibilă, prin lumea credincioasă. Și să nu uităm niciodată că ne leagă o datorie față de cei săraci și aceasta este și pregătire pentru actul final al vieții noastre, ca să fie vie expresia Mântuitorului, prin statornicia voastră vă veți mântui. Statornicie în caritate, în dragoste față de ceilalți, mai ales față de cei săraci. Lăudați să fie Iisus Hristos!